Și salutare, dragilor, și bine v-am găsit pe ancoră, pe zona asta. Fiți atenți, astăzi nu o să ne filmăm la față, deoarece nu e nevoie. Cine credeți că e lângă mine? Adi, salută, Fanny. Vă salut, băieții. Așa, și cu Eric. Salut, salut. Ce credeți? Că asta e bicicleta lui Eric. A avut o problemă cu ea, dar n-a mai filmat. I s-au desfăcut piulițele astea și mergea turată la carburator. Și când am pus mâna pe carburator, pac, 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 ce are, mergea turată pentru că trăgea aer. O dată. A doua oară, ai văzut, mergea turată tot așa, dar era de la șoc. Am zis, i-am dat un pic așa, știi, și am desfăcut puțin relantiu. Uite așa, era, n-ați umblat la ăla, nu? Niciodată n-ai umblat la el? Era desfăcut relantiu. Și de-aia eu ți l-am mai strâns, nu știi? Nu știu dacă o fi umblat cineva sau de la vibrații, deși că de-aia are arcul ăsta aici, vezi? Și ce credeți? Ce problemă are azi de nu merge? Fac și vlogul ăsta pentru cei care vor să-și ia și, bineînțeles, pentru cei care mai dau de astfel de probleme. Ca să înțelegeți, firul ăsta trebuia să-l pui tu așa. Ca să înțelegeți, frățiorii mei, ai că de broadării mei, Rafael, băiatul de a montat motorul pe bicicleta aia verde, aia mică, știi? Da. Ei, ce credeți? I s-a crăpat ăsta. Da, știu. Ai văzut? Da, știu. Mi-a trimis poză. Haideți să vă arăt poză. Ia fiți atenți aici. Unde e broadere? Ia fiți atenți aici. Ia uitați. Ia uitați cum i-a crăpat. Ia uite-l, frate. Ai văzut? Ia uite-l. Ce zice Eric? La fel, setul ca la tine luat din același loc. Ia uite-l. Și s-a dus și i-a dat la alt capac de ăsta. Și fii atent că a crăpat până aici, uite. Eu cred că a fost defect de fabrică, este? Ia uite mizerie pe el, un căci. Păi mizerie că a pus mâna pe el, mă. S-a l-a pus pe jos. Dar aici și căneala asta care o vezi tu aici, eu cred că nu a fost nici bine amestecul. Dar să crape așa, capacul ăsta, uite ăsta de aici, ăsta. Da. Ai înțeles? Uh-huh. Uite, și a desfăcut ăsta. Ceea ce vreau și eu să desfac, să vedem dacă mai merge pistonul. De ce spun dacă mai merge pistonul la asta? Deoarece, fiți atenți. Cu ambreiajul liber, nu calcă ambreiajul, ea se blochează. Când calcă ambreiajul, uite așa, când apăs ambreiajul, vedeți că lucrează, se decuplează. Lanțul merge, dar când îi dă să pornească, nu mai pornește deloc, e blocat. Ia vino Eric, ia ține. Ia. Adică nu, vino normal ca și cum o ții și apasă ambreiajul și ai încercat, dă-i drumul la ambreiaj. Dă-i drum. Nu se mai dă peste cap deloc, mă? Nu. Deloc? Nu merge. Stai. Să nu forțăm. Da, și-o dă-ți face, mă, mâncați aici, bravo. Păi da, mă. Sunt palincioan, mă, cred. Aici, la pinioane, nu e. S-a auzit ceva, a trosnit ceva? Bă, nu știu, habar n-am. Bă, a făcut doar roata, a scârțit doar roata. A scârțit roata că s-a înfrânat? Da, atât. Știi ce cred eu? Și s-ar putea să-mi dați dreptate, brodări. Eu zic, părerea mea, că... Uite, vezi și la filtru. Nu i-am mai pus filtrul ăla, pentru că era filtru prost. Curgea pe aici, uite pe aici. Deci trebuie să ții al filtrul de la, e 3 lei, mă, vezi dacă are la ăsta aici, dacă nu la... Ce mă curge de la ăsta? Nu, păi uite, se prelinge, uite, da. Vezi, sunt proaste făcute filtrele, mă. Uite, și miroase a benzină, ai că nu puteam să miroase a cartofi prăjiți. Și ce cred eu, că a mers cu prea puțin ulei, zic eu, și s-a calat. Ai înțeles? Prea e dacă cârjă? Ce viteză aveai? Nu e vorba de asta că te ferești acum că îmi zici mie. Nu, frate. Cum mergeai? Mergeam așa la întâiul, așa era accelerația, normal și dar am dat. Cu păunul ăsta așa? Da. Nu te întreb cum a mers ca să știu că cum s-a blocat. Încet, încet, că doar dacă ai uitat să-i pui sau i-ai pus benzină neamestecată, gen, s-a calat motorul. Pistonul. Și acum îți dai seama, hai să-i desfacem alea, desfacem și astea de aici, nu? Ce zici? Ca să o verificăm. Hai să o băgăm în garaj. Gata, brother, pentru început, eu zic să desfacem partea asta, da? Hai să dăm bujia, jos, mi se pare că e 16. De fapt, cred că e 18. Nu e 16 la asta, mă, e 18. Ia să vedem, așa, ne filmează de brother Oadi pe zonă. Ei se plimbă amândoi cu bicicleta asta, nu-i problemă. Dar... Încearcă să stați full, fratele mea. Păi dacă putem să o facem. Dacă putem să o facem. Da. Da, Dumnezeu să o facem. Dacă nu, vedem și știi de unde luăm piese, știi? Vedem ce are. Nu știu, până n-am... A, uite cum e murdărică benzinica pe unde ai pus-o, ia uite. Dar să știi că e uscată, nu e, vezi, nu e nașpa. Uh-huh. Și nu e, n-a bătut nimic, în ea nu e nimic. Uite aici, vă, se pune, ia filmează, brother, ia uite, le vezi? Așa punem tot frumos. Bă, fratele meu, aici, dar n-am cum să mă, nu știu, eu n-aș desface asta să nu fie în altă parte. Dar dacă e pistol, bă, n-am ce să fac decât să o desfac ăla, știi, dacă s-a blocat. Da, uite aici. Ține, dă-te pe partea asta, așa, atât. Și fii atent aici. Am nimerit cocoșe, a? Păi da. Am nimerit. Să-i desfacem în capacul ăsta. Dar nu-i dai și tu toba aia jos? N-am
treabă cu toba, că iese doar capacul ăsta. Ai înțeles? Doar ăsta de aici. Și după aia îi dau toba dacă cumva o cere. Nu cred să fie cutia din el, știi? Cutia, de aici. Deci lui s-a oprit și acum nu știu ce s-a întâmplat și vreau să văd aici. S-o fi, ar fi, deci sunt și multe șanse ca... Uite cum e făcut, băi, de pe partea asta. Deci sunt multe șanse să se fi calat motorul. T-ai, ai înțeles? Da. Și dacă s-a calat motorul, nu știu, eu așa aș bănui și eu, din moment ce văd că zici că s-a înfrânat cu tine, nu odată, nu? Da, hai că e pe jos. Cum a făcut? A avut, dragă, a scârțit urată. S-a înfrânat. Da, s-a scârțit urată și atât. Ok. Să vedem acum. Pe ăla sărea presiune, adică, bă, dădea presiune, se simțea presiune, știi? N-am desfăcut niciodată un motor de-asta, mă crezi? Un set? N-am avut ocazia și sper să nu am nici la a mea. Dar nu pot să vă las pe voi. Ceva se întâmplă, știi? Una din două trebuie să fie. Ai văzut că ăla i-a dat capacul jos, cum am zis eu. El m-a sunat pe mine. Deci ce a mers, mă? A doua zi, mă, ești nebun. Cum ar veni seara la ora 11, l-am făcut și a doua zi s-a plimbat vreo 30 de kilometri, cam așa în total, știi? Bă, m-am plimbat și odată a început să se dea cu presiune, băi. Se simțea presiune pe mine și nu mai trăgea, știi? Tremura. Te uiți pe ecranul ăla? Vorbește cu bicicleta asta. Nu vreau. Și când îmi trimite poză cu ăla crăpată la frate, îți vine să crezi? Și s-a dus la moșul ăla și i-a dat al capac, frate. Ai înțeles? I-a dat al capac, adică i-a luat gratis. Cu tot cu garnitură. Că mi-a zis că el prima oară zice că, bă, scapă pe la garnitură. S-ar putea să mai miroasă gura un pic de la ceapă, că am mâncat fasole cu ceapă. E expre pentru tipul ăsta, ca să nu... Dar nu înțeleg de ce nu l-a pus sus aici. Cred că e gata. Cum o fi pe aici? E cu totul, băi. Ai înțeles? Am înțeles și e cu tot cu ăsta, văd. Uite, se vede că nu e doar capacul, vezi? Da, da. E cu tot. Ia vezi la imbus acolo, Eric, dă-mi un imbus pentru ăsta. Vezi imbusurile unde sunt? Unde sunt? Uite-le acolo. Sunt jos acolo, pe... De care? Păi dă-mi eu numai micuț, ia vezi. Ala, eu vezi ăsta. Eram să te deoc dacă era potrivit. Ia să vedem, ăsta e. Are you ready for me? Balama. Cum? Ce a zis, mă? Ai zis Băleana. Și ce părere ai, adică începe școala acum? Zim ceva despre cum a fost sport. M-a fost în vacanță. Cum a fost în vacanță? Prea șmecher. A trecut timpul prea repede? Da. Bă, ține-mă de bicicletă, nu mai mișcă. Cincin? O cunoști pe chinezoaica aia, Cincin? Am cred, țin. Nu, dar o știi pe chinezoaica aia, Cincin? Cine dracu știe pe chinezoaica aia? Cincin, mă, n-o știi pe Cincin? Cincin. Când o ții prea bine, bă, tu nu mai râde cu camera, mână. Și dacă vreau să râd, râd. Nu mai pune mâna, ia mâna de pe ea. Unde pun mâna? Păi ce să pui mâna? Ai pus mâna pe șa. Bă, tu ești prost la sub braț. În ea e suțin. Păi nu să ții, mă, ia mâna, dacă o știi pe țin. Nu mai ține, că gata. O țin. Ia să vedem, fraților, dacă sunteți curioși ca și mine, ce are bicicleta la românul ăsta? Ai că da? Ai că român. Ai că țigam. Da, cine ești tu? Un șeful vostru. Adevărat. Avea un mocan. Da. Bălanul nostru, mă. Bă, dar multe șuruburi am mai pus ăsta. Dacă aveam crichet pe asta așa, pac, 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 mergea repede și pe aia și pe asta. Gata? Uite, toba. Bam, toba. Uite, toate le punem aici frumos, ca la bunica acasă. Sper să punem și setul jos. Ia, mai avem aici 20 de șuruburi. 20? Și cine conducea bicicleta în momentul eu. Efectorii? Tu? Eu, da. I-ai dat cârciumă sau cazat? Nu. Da?
De frică am apăsat ambrajul și am frână la dată. Să nu cai după aia. Ai luat-o pe frână, ai plecat? Te-ai întors cu a doua, de pe... te-ai întors cu a doua cu mașalierul? Da. Am apăsat ambrajul de frică. Păi și la ce te-ai gândit când mergeai cu ea? Da, la... Păi și ce părere ai de? Dă-le celor care sunt în depresie, dă-le așa o idee, ce să facă să scape de depresia asta. Să uite la mine. Să se uite la tine? Da. La vloguri? Da. O viață și o găură. Da. Unii au mai multe găuri. Oh, ia adevărul camera la mine să vedem dacă spune realitatea. Uite pistonul acolo, da? E blocat? Păi n-am cum să-mi dau seama că trebuie să-i dau un pic o cârge. Uite pistonașul e acolo. Îl vezi, pistonașul? Da, eu îl văd. Da, și de aici. Da. Și pe aici ce se vede? Uite și pe aici e pistonașul acolo. Mamă, poate... Stai așa că nu... Uite aici. Și pe acolo e pistonașul, vezi? Da. Ia ține tu asta. Ține camera și te uiți bine de tot și vorbești cu tatăl nostru. Cu tatăl nostru. Tatăl nostru care e din cerul. Tragi din gură că s-ar putea să nu fie treabă bună. Am adus ciocanelul cu aia. Am adus eu un ciocanel. Auzi, ciocan de cauciuc de broadă. Deci cauciuc. Am șut-o la casă. Bă, dar tău nu e alușarii vlogger. Cum e alușarii vlogger? Țin. Să nu te sprijin pe ea. Hai, fata. Cum cu ei nu trebuie să iasă așa? Gata. Gata. A, e iurea că e și... Garnitura de aia. E și garnitura, s-a variat. A. E blocat pistolul. Ia uite. Nu e, a? Ia. Ia stai, că mi se pare că nu e. E blocat pistonul acolo, Adi, ia vină pe partea asta. Ia stai, ia uite. E blocat pistonul, să moară, o vezi pe aici? Da. Ia stai, iese greu. Ia stai. Mamă. V-am zis, bă, ești prost la cap. S-a blocat pistonul. Ce dracu am făcut? E uscat asta coaie. Nu mi-a dat benzină, mă? Ia, fiți atenți. Veniți încoa, fiți încoace. Ia uite coaie. Bă, ești prost, ia uite. Ce dracu e el? S-a topit din bujie coaie? Ia unde e bujia, ia. Nu e. S-a variat setul mâncați aici gurată, ia uite. Bă, tu ești nebun. Bă, ești prost la căcat. Uite aici, vezi că e degetul curat? Da. Bagă-l repede în gură să fie curat. Nu, fii atent, uite aici, ia uite ce șpanii pe aici. Ia uite, se văd? Mamă. Bă, ești prost și s-a... Ia uite, dă cu zoom-ul ăla un pic, ia uite. Ia bagă mâna, bagă degetul acolo un pic, Eric. Ia uzi, se simte? Da. S-a rupt din motor cu aia. De unde a luat bucata aia? S-a frecat instant. Ia uite, s-a belit setul. Păi ești prost? Și acum ce trebuie făcut? Alt set ăsta cu piston cu tot. Hai de cap. Păi uite, mâncați-și gura ta. Poate n-a avut bine aia, mă, ia să ne lăsați în comentarii. Se vede, Adi? Ia umblă la zoom-ul un pic. Ușor așa. Uite aici, uite. Păi stai așa ca să audă prietenii cum... Ia, fii atent aici, ia uzi. Ia uzi. E o gaură, mă, s-a săpat aici de câteva ori rapid. Și aia și garnitura asta, ia uite, vezi, trebuie, uite. Da. Hai, garnitura ca garnitura. Ia uite aici, Adi, ia uite, mă. Era blocat cu aia. Ai înțeles de ce era blocat? Nu prea răsta ulei pe el, mă. Nu prea și-a făcut bine ungerea. Nu știu de unde e ăsta. Mamă, uite că e. Uite aici, ia uite, se vede? Și de unde puteți face miros pe unde ăsta? Dă un piston și dă un... Da. A? Păi să sun, să vedem pe unde... Cine are? Ține acolo camera, tu, da? Ca să încerc să dau pistonul afară. Ca să-l arătăm la brother. Cum iese afară ăsta? Cu odaia mică, ia stai. Bă, tu ești nebun. Ai văzut ce a făcut? Băi, deci nu vine să cred. Că dacă ieșea, eu îl puneam înapoi ăsta, Eric, știi? Ia uite, Adiță, da. Ia uite, mă. Da, din ce... Bă, ești prost, din ce s-a rumă? Din cămașă? A fost prea încins, să zic eu, nu știu, sigur, la 100%, nu știu ce anume poate să fi cauzat. S-a topit cu aia, ia uite. Și a căzut și s-a rupt și s-a blocat, nu că... Dacă e prea... Sau s-a fibelit dinainte, mă, și alea? Nu-mi vine să cred, brother, i-ați dat? Pe partea alaltă tot la fel e, mă, stai acolo, stai acolo. A, nu mă, de pe partea asta se scoate mai ușor. Uite, bă, frate. Uite. Stai așa, să vezi că se scoate. De pe partea asta
Bă, ești nebun la cap. Hai că-i pe jos, uite aici, nu-i problemă. Că oricum vine alta nouă, bă, dar nu vine să cred. Ține de ea, ține de ea, da? Ia uite, bă, că uite garnitura aici, a? Asta garnitura. Băi, ești nebun la cap să mor asta, nu mă așteptam. Nici un hai. Ia uite. Dar am zis și eu că e blocat pistonul în ea, așa, la... Da. Catering. Uite, aici are unde asta că... Da, da. Are benzină, na, nu poți că dacă... Dar nu știu. Uite, te la el, îl vezi aici? Se vede bine? Da, și acolo. Ăsta nu-i problemă, dar avea pilitura înăuntru. Uite-l, mă, ia uite ce s-a întâmplat. Gata, ia uite-l, mă. Ia uite. Vezi, se vede aici? Da. Și uite, s-a blocat segmentul. Ia uite, l-a împins înăuntru. Da. Păi ești nebun la cap. Ăsta ce că îi fac fulul de seară. La ce să faci fulul lui mamă? Ia uite-ți. Ia uite, mă, să caut set ăsta, dacă să vedem să fie exact cât ăsta. Oricum are, ai banul, nu, ca să-i Eric, nu? Da. A? Da. Așa, fratele meu, lasă că mă uit. Sun și luăm pe ăsta, după și pistonașul. Este tot de 80, vezi ce mare e pistonul? Ăla de 50. Nu știu, cauzele. Vă lăsați în voi cauzele. Uite, uite, ia fii atent, ia uite, ia uite. Ia uite, sară, băi. S-a fricat acolo, mă, de sară. Uite, a rămas partea aia, da. Eu tind să cred, lăsați-mi și voi în comentarii, să uite și Eric, să uite și Adiță. Tind să cred că... Uite, ia uite, acum a sărit o bucată din pistonaș, ai văzut? Da, era prea încins și a mers cu el, nu? Tind să cred că nu și-a făcut ungerea bine, altceva nu cred și s-a încins și a cedat ceva din el, Eric. Nu știu, indiferent ca... Uite, îl vezi? El e o oțel. Dar s-a... Vezi cum se rupe? Ca un carton, da. Așa trebuia să rupă oțelul. Deci știi ce înseamnă? S-a decălit. Da. Ai înțeles? Acum și tu puteai să mergi mai tare cu el. Uite, mă, e negru. Asta da. E negru, frate, deci... Uite, dacă te uiți aici, are, ia uite, vezi uleiul? Da. Deci, uleiul care a rămas din ăla, deci, era, dar poate nu era mult, nu știu ce să zic. S-a negrit ăsta, fratele meu, deci. Și el iars un pic, se vede că a fost un pic de încins, uite, se vede? Da, da. Acum, nu că i-ai dat tu cârjă, că oricum tu ai fost cel care a mers cu el, da. Și Eric putea să-i dea ce, el n-a mers cu viteză, dar nu știi, mă? Dar poate nu ai făcut bine amestecul ultima oară, ai pus mai puțin ulei, brother. Ulei? Cred, două căpăcele. Două căpăcele la cât? La un litru? Jumătate de sticlă de aia. Păi cât? Jumătate de sticlă de 2 litri? Da. La un litru, nu? Da. Cine ți-a spus asta? Combinația asta, amestecul ăsta. Păi așa am făcut mereu și... La drujbă? Nu. Ok. Și fii atent pilitura, ca să înțelegi ceva. Uite pilitura înăuntru, ia uite. Vezi? Că a dat-o afară. Un pic, a dat-o afară un pic. Uite pilitura, se vede, da? Ia uite, ia uite. Ia uite, gata. Vezi? Gata, uite, ia uite, ia uite. Ia venit, ia pleacă de pe loc, mă, ia uite, ia uite. Doar, vezi cât de ușor merge? Da. Gata. E bine că nu e la pinioane, că se găsea mai greu, știi? Dar acum o să fac, vedeți că e altă formă. Fac o poză, ca să nu le iau cu mine, iau ăsta cu mine, când o fi. Uite, înăuntru vedeți că sclipesc, ia uite, vezi că sclipește, Adi? Da. Pilitura. Că ăsta n-ai cum să faci, că s-a rost din cămașă, ia uite. Uite, uite cămașa acolo, vezi? Uh-huh. Ia fii atent acum, că umblu eu la, îl dau eu pe manual. Fiți atenți, să mă duc eu cu zoom-ul la power. Gata, uite așa. Stai să-i umblu la setări, ia să vedem, uite aici, vezi, dacă țin apăsat, uite, mi-arată focalizare, da, pe focalizare, da? Și fii atent acum. Uite așa, fiți atenți. Ia uite, vezi că îl dau din inel focalizarea, vezi? Uh-huh. Uitați acolo, fraților, dai să văd cât îmi permite. Ia uite. Ia uite. Aici. Putem spune că s-a sângerit. Focalizare automată, gata. Deci îmi pare rău bicicleta asta la mine. Sperăm să nu mai fie altceva. Mă uit eu pe OLX acum, brother, știi? Da, da. A, uite mă, gâtul ăsta e ăla. Când am făcut ATV-ul am găsit un gât ăsta.
și de la un scooter sau de la un motor de drujbă, de la ceva. Nu știam de la ce e. Că seamănă cu ăsta, uite așa. Bun, e bine că nu e altceva. De fapt, ar fi fost, dar nu pot să-ți zic acum ce să fie, că n-are șurubul ăsta, nu e o problemă, că pot să desfac ăsta și dau altă, îi dau gaură, îi dau alt filet, îi fac un șurub de 8, pentru că e de 13, că el era probabil de ăsta. Uite, cam așa cred că era, nu? Da. Mai mic, mă, era de 6, ăsta e de 8. Da. Ăsta e de 8. Ok, brother, hai ca să nu mai lungim. Lăsăm toate astea aici, eu am grijă de ele, aici nu le ninge, nu le plouă, suntem înăuntru la noi. Din păcate, i-am aranjat și lui bicicletuța, i-am făcut o praf, dar nu eu sunt de vină, este brother-i. S-a stricat, ce vină am eu? Eu i-l am montat bine, s-a plimbat 10 de kilometri cu el, este frate? Mai mult. Mai mult de 10 kilometri. Bun, uite ce te rog eu, bagă și tu un arici, ia un arici de la acum pe încheiere, de la mic, 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 uite-l mă, lângă, mic, mă, mic, mă, uite-l mă, lângă Orbeni, acolo. Bagă-l pe aici, ca să nu cadă ăsta, știi? Bagă-l pe aici și strânge-l. Că după aia îl tai. Așa, fratele meu, ca să rămână, să nu pierdem ăla. Așa, brother. Așa. Gata. Perfect. Ca să nu mai cadă ăsta, vezi? Uite, da. Să nu mai pierdem pe ăsta de aici. Gata, brotherii mei. Ce să zic, ne vedem când îl montăm. Pentru că acum, cancer, deja n-a figură, dar bule spartu, fratele meu. Îmi pare rău și mie putea să mi se întâmple, da, dar eu cred, o să-ți dau eu rețeta cum am făcut eu aia la benzină și ulei. Ce ulei ai pus? De la roșu. Ruris? Era de la de 10 lei, este? Cu aia ascultă-mă pe mine, eu îi pun de la de 35 de lei sau 45 de lei litru. Mă cac pe mine și își face ungerea perfectă. I-ai pus de la de 10 lei, să mor de noi, era de la de 10 lei. De la benzinărie. De la Păi de la avea și de la alt frate la 35 de litri, dar dai tu 35, nu cred că poate, nu n-ai știut. Păi ni l-a dat pe ăla, l-am luat pe ăla. Nu mă trebuie, cât ai dat pe el, cât era ouă? Nu știu, 10. 10 lei, vezi? Și peste tot zice, nu folosiți la astea, Adi, nici de la Ruris nu se pune, știi Rurisul? De la de motocoase, nu se pune mâncații și de la de scutere se pune, de bă, doi timp. Dă-mă, dracu, că la trimmer folosesc același ulei, la benzi, la... La trimmer, la drujbă. Eu te cred că le folosești, dar nu la motoarele astea cocoși, că e altă turație, este de 80. Că și la drujbe dacă sunt S80, dar nu e forța aia care, ai înțeles, încinge repede. E altceva, brother-ul meu. Nu se, și pe cartea lor scrie, și ai băgat ulei românesc, ulei de amestec românesc. Ceea ce ți-a dăunat a fost subțire. Și nu a făcut ungerea bine, s-a încins, ai înțeles? Da. Așa că toată benzina din scuter, ai înțeles? O iei și o arunci data viitoare când o luăm. Hai, ne vedem data viitoare, fraților, îmi pare rău. Aprindem lumânări, facem un... Da. Oricum, avem crucea acolo. Venim cu crucea și facem, nu? Da. Ha. În curând, sper zilele astea când mă duc eu prin Buc, să vedem, dau comandă și iau. Până data viitoare, ne vedem cu bine și vedeți că începe școala, începe școala, nu? Am uitat. Începe școala. Începe școala.